O familie din Zalău riscă să ajungă în stradă de sărbători. În 2006 a cumpărat un apartament de la o firmă de construcții, iar în 2007 a intrat în posesia lui. Firma de la care sărăjenii au cumpărat imobilul a intrat în insolvență și de atunci au început problemele au semnat un precontract în care bărbatul a dat un avans de 66.000 de lei, urmând ca după ce se finalizează lucrările să plătească diferența, până la 85.000 de lei. Apoi au făcut un contract de vânzare-cumpărare la un notar, urmând să fie întăbulat când oamenii vor avea bani. Din 2007, familia Varga plătește impozite și taxe la primăria municipiului Zaleu, unde figurează ca fiind proprietarii apartamentului. Înainte să facă demersurile pentru întăbularea apartamentului, banca le-a trimis o somație prin care erau înștiințați că apartamentul în care locuiesc va fi scos la licitație pe data de 17 decembrie 2010. Suntem pe punctul de a fi dați afară din acest apartament cu acte în regulă care dovedesc că am fost niște cumpărători de bună credință. Unde putem găsi dreptate? Unde putem găsi un glas care să vorbească numele nostru? Pentru că nouă nu ni se deschide nicio ușă. Cei patru membri ai familiei au în întreținere și un minor, un băiețel de 9 ani. Singura speranță pe care o mai au zăleoanii este aceea de a se face dreptate și că nu vor petrece sărbătorile de iarnă în stradă.